Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie în inima fiecăruia dintre cei care aud mesajul acesta. Îmi doresc în această seară să vestesc mesajul Evangheliei. Evanghelia este mesajul lui Dumnezeu pentru mântuire. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și de la început până la sfârșit, în cartea aceasta, se vorbește despre Domnul Iisus Hristos, firul roșu al Scripturii, și El este Evanghelia lui Dumnezeu pentru noi. El este cuvântul lui Dumnezeu, este modul în care Dumnezeu din cer s-a exprimat față de oameni și le-a vorbit oamenilor un mesaj care să-i ducă la mântuire. Îmi doresc din toată inima ca în această seară să spun mesajul acesta al Evangheliei, să-l sintetizez în timpul acesta care ne stă înainte și să fie de folos pentru toți cei care au nevoie. Să aibă efect în viața fiecăruia dintre cei care au nevoie de mesajul acesta pentru mântuire, atât dintre cei ce sunt prezenți în această seară aici, cât și dintre cei ce poate aud mesajul acesta pe internet. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă ajute să găsiți în persoana Domnului Iisus Hristos mântuirea sufletului dumneavoastră. Evanghelia, spuneam că este cuvântul lui Dumnezeu, dar este mesajul lui Dumnezeu. Este o veste bună, este vestea salvării. În sine, cuvântul acesta, Evanghelie, înseamnă o veste bună. Dumnezeu dă omului păcătos o veste bună. Este vestea bună a salvării. Este mesajul lui Dumnezeu că omul păcătos, care este răzvrătit față de Dumnezeu, care este în conflict cu Dumnezeu prin faptele lui, prin păcatele lui, are șansa să fie iertat, să fie salvat. Și am împărțit acest mesaj, cumva cum l-am condensat așa, în 7 afirmații, dar înainte de a intra în aceste 7 afirmații, aș vrea să încep cu o invitație și la urmă vreau să închei cu o invitație. Și prima invitație, toate aceste lucruri cumva sintetizate din Biblie, din Cuvântul lui Dumnezeu. Prima invitație aș vrea să o aduc înaintea dumneavoastră din cartea profetului Isaia, de la capitolul 55. Isaia 55:6, invitația cuvântului lui Dumnezeu pentru omul păcătos este următoarea. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape, să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Încep cu această invitație, căutați pe Domnul. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Am să susțin cumva această afirmație și din Cartea Faptele Apostolilor, de la capitolul 17, începând de la versetul 24. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor ca ei să caute pe Dumnezeu și să silească să-L găsească bâșbâind măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. Introducerea la mesajul acesta este căutați pe Domnul. Și faptul că în această seară ați venit într-un loc unde se vestește cuvântul lui Dumnezeu sau poate ascultați mesajul acesta pe internet, vă expuneți cuvântul lui Dumnezeu, vă expuneți mesajului Evangheliei și ăsta este un lucru foarte înțelept și bun pentru că prin aceasta dumneavoastră căutați pe Domnul, căutați pe Dumnezeu și Dumnezeu abia așteaptă să se descopere omului păcătos. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, măcar că El nu este departe de fiecare dintre noi. Mesajul acesta al Evangheliei are în sine o putere. El, spune cuvântul lui Dumnezeu, este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Pentru mântuire, pentru salvare. În Grecia, pe ambulanță, scrie cuvântul acesta salvare, mântuire. Dumnezeu vrea să-l salveze pe om, vrea să-l mântuiască. Cuvântul lui Dumnezeu spune, Fiul omului a venit în lume, nu ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el, ca lumea să fie salvată prin el. La un moment dat când trecea Iisus Hristos cu ucenicii lui printr-un loc, voiau să treacă printr-o anumită cetate. Dar primarul din satul acela a spus, nu, să nu treacă pe aici, să o ia pe margine.
Și ucenicii foarte indignați au spus: Doamne, să poruncim să coboare foc din cer, să-i mistuie pe toți? Și Domnul Iisus le spune: nu știți de ce duh sunteți însuflețiți, căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască. Aceasta este motivul pentru care Fiul lui Dumnezeu din cer a venit, așa cum am cântat, s-a îmbrăcat cu trup de om ca să ne salveze. Și mesajul salvării stă în persoana lui, în persoana Domnului Iisus Hristos. Prima afirmație din mesajul acesta al Evangheliei, care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, ne spune că toți oamenii sunt păcătoși înaintea lui Dumnezeu. Toți oamenii sunt greșiți înaintea lui Dumnezeu. Toți oamenii sunt într-o stare în care nu pot căpăta grația sau favoarea lui Dumnezeu prin starea lor însăși. Oamenii sunt vinovați înaintea lui Dumnezeu. Prin tot ceea ce face omul în viața lui de zi cu zi, păcătuiește și se răzvrătește împotriva voii Creatorului său. Am citit la un moment dat într-o carte de Isaac Asimov, un om laic care vorbea despre robotică, că tot e așa o tendință și se va implementa tot mai mult tehnologia aceasta. Isaac Asimov spunea că sunt trei legi ale roboticii pentru care un robot creat de om, dacă încalcă una din aceste trei legi, el trebuie neapărat distrus. 1. Dacă robotul nu ascultă de poruncile creatorului său, dacă omul care creează un robot îi dă niște indicații, un program, și robotul o ia razna și nu mai ascultă, robotul acela trebuie neapărat distrus. Apoi, dacă robotul, a doua lege, dacă robotul își face rău lui sau face rău altui robot, trebuie distrus, pentru că robotul nu trebuie să facă rău, el trebuie să fie creat pentru a face voia celui care l-a creat. Și a treia lege a roboticii spune că un robot trebuie neapărat distrus dacă face rău creatorului, dacă se răzvrătește împotriva creatorului, dacă el a fost creat să spele vase, spre exemplu, și în loc să spele vase, începe și aruncă cu vasele în stăpânul lui. Robotul ăla trebuie distrus. Când eram adolescent, eram și eu așa într-o stare oarecum de răzvrătire față de Dumnezeu și spuneam: de ce Dumnezeu cere ca omul să facă voia lui? De ce Dumnezeu cere ca omul să nu păcătuiască? Și când am citit aceste trei legi ale roboticii, mi-am dat seama că în așa fel suntem și noi față de Creatorul nostru. Și oamenii toți sunt în această stare în care încalcă aceste, ca o sinteză a unei motivații a creației. Noi ne-am răzvrătit față de Creatorul nostru, noi ne facem rău nouă înșine, facem rău semenilor noștri și nu ascultăm de Cel care ne-a creat. La fel, Dumnezeu spune că toți oamenii sunt păcătoși. În Romani, capitolul 3, aș vrea să citesc un pasaj, că am împărțit mesajul acesta în 7 afirmații, care împreună, cred eu că sunt o sinteză a mesajului Bibliei, a mesajului Evangheliei. Și prima afirmație e că toți oamenii sunt păcătoși. Romani, capitolul 3, ne spune așa, versetul 10. Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Țineți minte invitația de la început: căutați pe Domnul. Dar Biblia concluzionează: nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul, cu adevărat, pe Dumnezeu. Versetul 23. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și sunt socotiți fără plată prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea Lui. Am citit în continuare, pentru că voi reveni la următoarele afirmații, la această a doua parte din acest text. Toți oamenii de pe fața pământului sunt păcătoși și sunt într-un drum spre pierzare. Sunt într-o stare de împotrivire, de conflict față de Creatorul lor. Am citit în pasajul de dinainte: El care a făcut lumea
a făcut ca toți oamenii ieșiți din unul singur să se răspândească pe toată fața pământului, dar le-a așezat anumite vremi. Avem o viață de trăit pe pământul acesta, nu trăim 1000, 2000, 5000 de ani, ne-a dat o viață, o vreme și a pus anumite hotare locuinței lor ca să-L caute pe Dumnezeu. Ca omul să-L caute pe Dumnezeu. Omul când știe că se apropie de clipa finalizării lui, vieții lui pe acest pământ, trebuie, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, să-și pună problema și să caute pe Dumnezeu. Să caute ceea ce se întâmplă dincolo de limita vieții terestre, dincolo de moarte. Domnul Iisus când a fost pe pământ ne-a spus că există două destine, două căi. Și oamenii se află în una din aceste două situații. Matei, capitolul 7, versetul 13. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Vedeți ce spune Domnul Iisus despre lumea aceasta? Lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt pe ea. Mulți merg spre pierzare. Omul, de când se naște și până când se întâlnește cu ușa prin care poate să intre pe calea cea îngustă care duce la viață, se află pe calea cea lată care duce la pierzare. A doua afirmație e că sunt două destine, două căi, două posibilități, două stări în care poți să fii. Una este cea nativă, în care te naști și te duci spre pierzare, calea cea lată, a doua este calea cea îngustă. Și căile acestea două au două destine diferite. Una duce în viață veșnică, în prezența lui Dumnezeu, acolo unde este fericire, strălucire, este Dumnezeu acolo, și una duce în pierzare veșnică, calea cea lată pe care merg mulți. Poate spuneți de unde putem să știm lucrul acesta? A venit cineva de acolo să ne adeverească aceste lucruri? Am să vă... Și sigur, în România se cunoaște pilda aceasta a bogatului nemilostiv. Se găsește în Luca, de la capitolul 16, de la versetul 19 până la 31, dar am să parafrazez din pasajul acesta câteva adevăruri esențiale. Era un om bogat care se îmbrăca în porfire și în insubțire și în fiecare zi ducea o viață de huzur, trăia în chefuri, trăia în belșug și avea tot ce îi trebuia. Ducea o viață plină de bogăție. La ușa lui zăcea un om sărac numit Lazar, care era atât de sărac încât își dorea mult să se sature cu firmiturile care cădeau la masa bogatului, dar acesta nu îi le dădeau, și pâine și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea, bogatul a murit și l-a îngropat. A murit și Lazar și Lazar a fost luat de îngeri și dus în prezența sfinților lui Dumnezeu. Bogatul, din locul de chin, din văpaia aprinsă, din locuința morților din iad, deci trupul lui s-a dus în mormânt, dar sufletul lui, conștiința lui, persoana lui, personalitatea lui s-a dus într-un loc de chin. Și de acolo și-a ridicat ochii spre cer și a văzut pe Lazar și pe Avram. Și a strigat la Avram, Sfântul lui Dumnezeu din Vechiul Testament: Părinte Avrame, rogu-te, trimite pe Lazar să-și moaie degetul în apă, să vină să îmbrăcurească buzele, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Citiți dumneavoastră textul acasă, Luca 16, de la 19 la 31. Avram i-a spus: Prietene, adu-ți aminte că în zilele tale pe pământ tu ți-ai ales lucrurile bune, iar Lazar pe cele rele. Acum el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Mai presus de toate, între noi și voi este o prăpastie mare, așa că nimeni nu poate să treacă de la noi la voi, nici de la voi la noi. Și acest adevăr, lăsat pe paginile Sfintelor Scripturi, ne spune că după moarte nu se mai poate face nimic. Nimeni nu te poate scoate din rai să te arunce în iad și nimeni nu te poate scoate din iad să te trimită în locuri de verdeață unde sfinții și cei drepți odihnesc. Nu se mai poate. Indiferent ce ar face familia, indiferent ce ar face oricine pe fața pământului. Este o prăpastie mare, așa că nimeni nu poate să treacă dintr-un destin etern în celălalt destin etern. Sunt două locuri. Când bogatul și-a dat seama, am să continui puțin gândul acesta, îl roagă pe Avram: rogu-te, părinte Avrame, trimite pe Lazar în casa tatălui meu, că și mai am cinci frați acasă, să le adeverească aceste lucruri, ca să n-ajungă și ei în acest loc de chin.
Dar Avram îi spune, au pe Moise și pe proroci. Cu alte cuvinte, au Sfintele Scripturi pe care dumneavoastră le ascultați în această seară. Să asculte de ei, spune Avram. Să ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu. Fac o mică paranteză. Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, este foarte important să o citim, să căutăm pe Dumnezeu în ea, pentru că astăzi, în contextul în care noi trăim, sunt o grămadă de religii, o grămadă de denominații. Chiar în segmentul acesta mare al creștinismului, care ocupă un număr atât de mare în lumea din 2024, sunt atâtea denominații. Și unul spune într-un fel, altul spune într-un fel. De unde putem noi, care îl căutăm pe Dumnezeu, să știm la cine să mergem să ne vorbească? La cine să-L găsim pe Dumnezeu? Și cel mai înțelept lucru este să-L căutăm în Scriptură. Pentru că Biblia este de dinainte de a fi apărut toate aceste denominații. Chiar și noi, creștini după Evanghelie, noi vrem să mergem după Evanghelie. De asta ne și numim creștini după Evanghelie, pentru că ne-am întors la Evanghelie. Și astăzi sunt o grămadă de denominații. Biblia este de dinainte să se fi împărțit creștinii în atâtea denominații. Este dinainte să se fi împărțit biserica tradițională la Marea Schismă din 1054. Este chiar prezintă relatări chiar de dinainte de a apărea biserica. Și e bine să mergem la origini, la Cuvântul lui Dumnezeu, care a străbătut veacurile și a ajuns sub vegherea însuși a lui Dumnezeu până la noi, ca în ele să găsim mântuirea. Sfântul Apostol Ioan, când a terminat de scris Evanghelia lui, spune multe lucruri a făcut Iisus, că dacă s-ar fi scris, n-ar fi încăput în toate cărțile din lumea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul și crezând să aveți viața în numele Lui. Biblia ne-a fost lăsată ca să avem viața veșnică. Aici să-L căutăm pe Dumnezeu și aici să-L găsim pe Dumnezeu și în căutându-L pe Dumnezeu găsim persoana Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și în El găsim viața veșnică. Domnul Iisus a spus, El a spus, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ca să ajungem în prezența lui Dumnezeu, în locul acela strălucit și frumos, etern de fericire, nu putem să ajungem decât prin poarta cea strâmtă. El este calea, adevărul și viața. El este ușa prin care zice, eu sunt ușa. Dacă veți intra prin mine, veți intra și veți avea viață, veți găsi pășune. Și Domnul Iisus ne invită la El și mesajul Evangheliei. Spuneam la început că ea, Evanghelia, privește pe Fiul. Evanghelia vorbește despre Domnul Iisus. El este mântuirea noastră, El este viața, El este soluția, El este calea ca să ajungem în prezența lui Dumnezeu. El este metoda de a dobândi viața veșnică. El, Iisus Hristos, trebuie să ne agățăm de El, să venim la El. El ne-a invitat, a spus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Și oamenii toți sunt trudiți și împovărați. Ce povară au? Povara păcatelor. Păcatul apasă. Dumnezeu a lăsat în noi conștiința. Dumnezeu a lăsat în noi cugetul, care e ca un bec roșu. Ori de câte ori noi păcătuim, se aprinde becul acesta al conștiinței. Și omul păcătos este apăsat, el nu este fericit. El caută fericirea, caută hedonist, caută cu toată inima să fie fericit. Și nu găsește fericirea, găsește plăcerile de o clipă ale păcatului. Dar plăcerile acestea sunt vremelnice, sunt subțiri, sunt ca aburul. Și omul aleargă după fericire, aleargă după fericire și nu găsește fericirea toată viața. Dar fericirea se găsește în Domnul Iisus Hristos, în Cel care poate să dea fericirea eternă. A treia afirmație. Singura posibilitate ca omul să intre în rai nu este să nu aibă păcate, nici prin faptele sale bune, ci prin iertare. Spuneam că toți oamenii sunt păcătoși, toți sunt vinovați înaintea lui Dumnezeu, ei sunt împovărați, apasă asupra lor. Și poate dacă asculți mesajul acesta în această seară și n-ai siguranța iertării păcatelor, n-ai siguranța vieții veșnice, n-ai siguranța că dacă mori în noaptea aceasta, pleci din locul acesta și până acasă, dă o mașină peste tine, n-ai siguranța că ajungi în rai în prezența lui Dumnezeu, ai povara păcatelor asupra ta, Domnul Iisus Hristos spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați
și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Posibilitatea de a intra în viața veșnică, în prezența lui Dumnezeu, nu este prin faptele noastre sau nu este prin faptul că nu am avea păcate. Am citit că toți oamenii sunt păcătoși. Toți. Și Dumnezeu a închis toată lumea în neascultare. Pentru că noi toți moștenim natura păcătoasă, predispoziția spre păcat. Predispoziția de a ne împlini poftele naturii noastre prin păcat. Omul păcătuiește cum bea apa. Nici nu-și dă seama, poate, cât de mult păcătuiește. Dar ca să putem dobândi viața veșnică, soluția nu este nici să nu avem păcat, că ne-am născut păcătoși, suntem păcătoși și păcătuim la orice clipă, mă refer noi, rasa umană, nici prin eforturile noastre sau prin faptele noastre bune. Și aici aș vrea, că am spus că fiecare afirmație vreau să o susțin cu pasaje din cartea aceasta veche, de 2000 de ani, început acum 3500 de ani, finalizat acum 2000 de ani. Referința este Efeseni, capitolul 2. Voi erați morți, Efeseni 2, versetul 1, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam cum? În poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului său în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus. Căci prin har, har înseamnă un dar nemăritat, o favoare, ceva ce nu meriți, dar cineva îți face o mare, mare binefacere. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Ori de câte ori cineva ascultă mesajul acesta al Evangheliei și a spus că este un lucru foarte bun și înțelept că v-ați expus acestui mesaj. Ori de câte ori cineva ascultă mesajul Evangheliei, Dumnezeu trimite acest dar al credinței. Cuvântul lui Dumnezeu spune credința vine în urma auzirii. Dumnezeu face o minune în inima dumneavoastră și vă ajută să credeți mesajul Evangheliei. Și aceasta nu vine la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și am să mă citez Tit 3:5. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui. Prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt și prin spălarea nașterii din nou. Tit, capitolul 3, versetul 5. Deci noi putem să căpătăm intrare pe calea cea îngustă care duce la viața veșnică, în eternitatea fericită, în prezența lui Dumnezeu, în destinul glorios, frumos și de dorit al fiecăruia dintre noi, nu prin faptele noastre, prin cât de multă binefacere facem noi, prin ce gesturi de filantropie facem noi, că ajutăm o bătrânică să treacă strada, că dăm, nu știu, 10 lei la un cerșetor la colț. E foarte bine. Faceți fapte bune, să facem fapte bune. Pentru că e din caracterul lui Dumnezeu să faci fapte bune. Dar toate acestea nu cântăresc. Nu există mitul acesta din perioada romană al zeiței dreptății cu o balanță în mână. A intrat pe furiș așa din păgânism în creștinism și foarte mulți oameni cred astăzi că în ziua aceea Dumnezeu va pune într-o balanță faptele noastre bune cu cele rele și dacă vor cântări mai mult cele bune, vom intra în rai, deși nu l-ai recunoscut pe Iisus Hristos, l-ai înjurat toată viața, dar ai făcut, nu știu, ai făcut case la săraci. Eu sunt calea, adevărul și viața, a spus Domnul Iisus Hristos. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, ci prin har. Prin credință. Noi trebuie să credem în harul acesta, în favoarea pe care a făcut-o Dumnezeu pentru omul păcătos să-i dea șansa mântuirii. Și spuneam că iertarea păcatelor, trec acum la a patra afirmație,
ca să fim noi iertați, cineva a trebuit să plătească. Deci ca să ajungem în prezența lui Dumnezeu pentru eternitate, în viața veșnică, este nevoie de iertare. Și ca să poată fi posibilă iertarea noastră, cineva a trebuit să ispășească vinovăția. Noi nu puteam să ne câștigăm singuri această iertare, dar cineva a plătit pentru această iertare. Regula inițială este: plata păcatului este moartea. Mă amintiți ce spuneam? Din ce au găsit oamenii fără Dumnezeu? Că un robot care greșește trebuie distrus. Au ajuns și oamenii la această înțelegere a unei normalități. Plata păcatului, consecința erorii creaturii, trebuie să fie distrugerea. Trebuie să fie moartea, distrugerea pentru eternitate. Dar ca să poată fi o reconciliere, să poată fi o reabilitare, să poată fi o iertare, să poată fi o întorsătură, să putem avea un alt destin, a trebuit ca plata aceasta, moartea, plata aceasta pentru păcat, cineva să o suporte pentru noi. Și aici este esența Evangheliei, că cineva a murit pentru noi. Cineva a plătit vina pe care noi nu puteam să o plătim. Nici prin faptele noastre bune, nici prin moartea noastră proprie, prin nimic nu puteam să plătim prețul vinovăției noastre înaintea dreptății divine, înaintea dreptății lui Dumnezeu. Și pentru aceasta aș vrea să citesc un pasaj din 1-a epistolă a Apostolului Ioan, începând de la versetul, capitolul 1, începând de la versetul 5. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este în noi. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat, înainte de a fi lumea, de a crea Dumnezeu omul, a apărut era Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt, Trinitatea, era într-o fericire absolută. N-avea nevoie Dumnezeu de noi, dar a apărut gândul acesta în Dumnezeu, să facem om, după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a vrut să mai creeze ceva ca să manifeste dragostea care îl caracteriza asupra unei creaturi. Dar imediat, bineînțeles că a apărut, dacă există ar exista o creatură cu capacitate decizională proprie, la un moment dat ajunge această creatură, care avea să fie omul, ajunge să decidă împotriva voii creatorului. Și atunci apare noțiunea de păcat. Dar Dumnezeu, înainte de a fi creat omul, a găsit în sine însuși, a alcătuit un plan de mântuire. Și între persoanele dumnezeirii, Fiul, când a văzut dorința aceasta de salvare a creaturii, a omului, a zis: vreau eu să împlinesc această dorință. Și a vrut pentru lucrarea aceasta de mântuire, persoana Fiului să se subordoneze voii Tatălui ca să ducă la împlinire dorința aceasta de răscumpărare, dorința aceasta de salvare. Și Dumnezeu a creat omul știind că omul va cădea în păcat și că va intra în neascultare prin ceea ce s-a întâmplat încă din prima carte. Primii doi oameni au călcat în picioare cuvântul lui Dumnezeu și au fost primii oameni care au păcătuit.
au fost neascultători față de Dumnezeu. Și natura păcătoasă a primului om s-a transmis din generație în generație, astfel încât copilul de 2 ani, deși nu-l învață nimeni să mintă sau să fure, ia jucăria sorei ei, dacă o întreb de ce ai luat-o, dar nu i-am luat-o eu, de unde învață copilul să mintă? Pentru că noi ne naștem cu o natură păcătoasă a primului om care a păcătuit. Dar Dumnezeu știa dinainte lucrul acesta și a decis un plan de salvare. Și planul acesta s-a dus la îndeplinire în anul 0, înaintea erei noastre și era noastră, s-a întrupat Dumnezeu. Fiul, Dumnezeu Fiul, care era Duh până atunci, s-a întrupat în pântecele Fecioarei Maria, într-un trup pregătit ca să vină, să se nască, să simtă frigul, să simtă foamea, să simtă setea la fel ca și noi, dar să crească, deși El era Dumnezeu. Și de acolo din pântece, de acolo din iesle, toate se țin prin El. El ținea universul în mâna Lui. El era Dumnezeu, era atot conștient, atot știutor, atot puternic, atot prezent. De acolo El ținea lumea în mâna Lui și de acolo El ducea la împlinire voia Lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Și cum am citit la început, eu am venit nu ca să pierd sufletele, ci ca sufletele să fie mântuite. A venit ca noi să fim salvați, să ducă la îndeplinire planul de mântuire al lui Dumnezeu. S-a îmbrăcat cu trupul de om, a crescut, a trăit printre noi, plin de har și de adevăr, dar fără păcat. El n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. A trăit altfel decât noi toți. El este singurul despre care nu se poate spune ceea ce este caracteristic pentru toți oamenii, că toți au păcătuit. El a trăit fără păcat și a putut astfel să plătească pentru noi. Acolo pe cruce, pe dealul Golgotei, a luat asupra lui vinovăția păcatelor noastre. S-a încărcat cu păcatele noastre. Eu iau în dreptul meu și mă gândesc toate păcatele pe care eu le-am făcut și eu mi le știu, poate nu le mai țin minte pe toate, dar multe dintre ele mi le cunosc. Acolo când Fiul lui Dumnezeu stătea cu trup uman pe cruce, lua asupra lui păcatele mele, rușinea păcatelor mele, vinovăția mea, o lua asupra lui și El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. El a luat asupra lui vinovăția noastră și a plătit-o murind pentru noi. Mesajul Evangheliei este că Domnul Iisus, Dumnezeu întrupat, a murit pentru noi. A plătit pentru noi, ca noi să avem unica șansă de salvare eternă. Pentru ca noi să avem viață veșnică, El a plătit pentru noi. Asta este un lucru foarte important. Asta este o veste măreață. Evanghelia este cel mai important mesaj din toată istoria omenirii. Evanghelia este cel mai mare mesaj, cel mai important, măreț și glorios, că Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat, a murit pentru noi ca noi să avem viața veșnică în El, în Hristos. Este o veste, este o știre. Ne uităm toată ziua la știri și vedem fel de fel de știri și spunem, asta nu e important, asta nu e important. Dar o știre atât de importantă, de când e omul pe pământ, s-a vestit această veste bună de către Dumnezeu primilor oameni. De când au păcătuit, Dumnezeu le-a zis, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între diavol și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Sămânța femeii este Iisus Hristos, Domnul, care a venit, s-a întrupat ca să zdrobească capul șarpelui și ca să ne aducă nouă mântuirea. Și apoi, în toată perioada, până la Domnul Iisus, s-a vestit că va veni Mesia, care spune prorocul Isaia, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era atât de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. S-a vestit vestea bună de dinainte, Domnul Iisus a venit, a împlinit-o și noi astăzi vorbim despre ea. Vestea aceasta bună putem să o vestim cu toată puterea de 2000 de ani. Și deși este o știre atât de importantă, oamenii dau skip. Nu?
Ne uităm la știri și zicem, asta nu e important, asta nu e important. Și la un moment dat vine această știre. Ascultați această știre, această veste, că cineva a plătit pentru dumneavoastră și aveți șansa vieții, să aveți viața veșnică în Cel care a plătit pentru dumneavoastră. Dumnezeu întrupat, care a murit pentru omul păcătos. A plătit Dumnezeu vinovăția omului păcătos înaintea dreptății eterne și divine a lui Dumnezeu. Este o știre mare și oamenii de multe ori dau skip. Nu interesează. Dar dacă auziți mesajul acesta, nu vă împietriți inima. Nu dați skip. Stați înaintea lui Dumnezeu și vedeți ce vrea Dumnezeu cu dumneavoastră. Ce vrea Dumnezeu de la dumneavoastră? Ce vrea Dumnezeu să facă cu viața dumneavoastră? De ce să căutați pe Domnul? Oare ce poate să aducă în viața dumneavoastră acest mesaj atât de glorios? Poate să aducă viață veșnică, un alt destin. Oamenii merg spre pierzare ca pe o plută, care plutește încet, încet și merg oamenii spre iad, spre pierzarea eternă. Dar astăzi, dacă auziți acest mesaj, este un mesaj prin care Dumnezeu vă vorbește pentru că vă iubește și vrea să vă dea un alt destin. Vrea să vă dea viață veșnică, vrea să vă ducă în rai, lângă El, în prezența Lui și nu pentru o zi, două, nu pentru 3 ani jumate, pentru o eternitate. Nu este o veste bună? Nu e minunat? Nu e atât de frumos și minunat să ai posibilitatea cineva să-ți uite tot ce ai făcut rău și să iei viața de la zero înaintea lui Dumnezeu, să scapi de povara, vinovăția păcatelor. Poate ați făcut avorturi, poate ați mințit pe cineva, poate ați furat, poate ați înșelat, poate ați făcut nu știu ce păcate sau poate n-ați făcut mari atrocități, dar fiecare minciună, fiecare cuvânt nefolositor este o piedică ca omul să intre în prezența lui Dumnezeu în rai. Nimic întinat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Nu se poate intra oricum. Trebuie să fii curat. Și nu poți să dobândești curăția aceasta decât prin iertare. Pentru că toți oamenii sunt păcătoși. Și ca să devii curat, trebuie să fii spălat de păcate. Trebuie să fii iertat. Sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Sângele. În sângele lui este iertarea noastră. Spălarea de păcate. El a trebuit să îmbrace cu trup de om, să curgă sânge din rănile lui pe cruce. Și acolo, în sângele acela, era jertfa de ispășire pentru noi. Sângele acela care curgea încet, sânge sfânt, sânge curat, sânge nevinovat, sânge al Dumnezeului întrupat, curgea pentru mine, curgea pentru dumneavoastră. Așa mă gândesc eu pentru mine și e frumos să luăm pentru noi. O picătură din sângele acela a fost pentru Beni Grăjdeanu. A fost pentru mine. El a murit pentru mine. Când Sfântul Apostol Pavel s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, a pus 2 întrebări. Cine ești, Doamne? Și e bine să căutăm tot mai mult să cunoaștem cine este Dumnezeu. Și a zis până la sfârșitul vieții și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui, să mă fac asemenea cu moartea Lui. Cine ești, Doamne? Și a 2-a întrebare, Doamne, ce vrei să fac? El a plătit pentru noi. El a murit pentru noi și în sângele Lui este ispășirea păcatelor noastre. Dar acum ca noi să primim această iertare, vreau să citesc Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 19. Este o predică pe care Sfântul Apostol Petru a avut-o în timpul Bisericii Primare și am să zic doar un verset din această predică, dar vă îndemn să luați Biblia, să găsește pe internet, să găsește la librării, să găsește numai să vreți. Și citiți tot capitolul 3 din Faptele Apostolilor, dar am să citesc doar versetul 19. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremile de înviorare. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcatele. Spunea că Sfântul Apostol Pavel, când s-a întâlnit cu Iisus Hristos, când era un om lumesc, când era un om păcătos, a pus această întrebare: Doamne, ce vrei să fac? Și aici, oamenii aceștia au rămas străpuși în inimă și au zis: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Asta cere Dumnezeu. Dacă crezi în mesajul acesta, pocăiește-te. Ce înseamnă să te pocăiești? Să te pocăiești înseamnă să-ți pară rău de păcatele tale.
să ceri iertare, să ceri iertare cu părere de rău și renunțare. Prin această cerere de iertare se face împăcarea între om și Dumnezeu. Pe baza jertfei Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu te iartă. Și se întâmplă această împăcare între om și Dumnezeu. Am să trec repede la a șasea afirmație. Prin credința în Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor se găsește mântuirea. Te pocăiești dacă crezi că El a murit pentru tine. Și am să citesc Faptele Apostolilor 13. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile. Credința ta te-a mântuit, spunea Domnul Iisus Hristos. Prin credință. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Și îndemnul pe care vreau să-l aduc este împăcați-vă cu Dumnezeu. Cereți iertare, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcatele. Toți oamenii sunt păcătoși, toți oamenii au povara păcatelor, dar îndemnul din această seară, în mesajul acesta al Evangheliei, este întoarceți-vă la Cel care a murit pentru dumneavoastră. Întoarceți-vă la Dumnezeu. Pocăiți-vă. Acolo unde sunteți acum, rugați-vă lui Dumnezeu și cereți iertare de păcatele dumneavoastră. Doamne, iartă-mă. Doamne, sunt și eu păcătos. Doamne, am făcut păcate. Un singur păcat este suficient ca să nu intre în prezența lui Dumnezeu. Dar dumneavoastră știți ce păcate aveți. Cereți iertare cu părere de rău și cu întoarcere la Dumnezeu totală, cu renunțare la păcat. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcatele și să vină de la Domnul vremuri de înviorare. El a murit pentru toți, pentru ca toți cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Aceasta este a șaptea afirmație. Predați-vă lui Dumnezeu ca să trăiți toată viața, câte zile mai îngăduie Dumnezeu să mai trăiți pe pământul acesta, trăiți-o pentru El, pentru Cel ce a murit și a înviat pentru dumneavoastră. Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu întrupat, a murit pentru noi. Haideți să trăim pentru El. Spuneam la început, am început cu o invitație și am spus că închei cu o invitație și aceasta se găsește în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 20. Această invitație cu care închei. Noi dar suntem 2 Corinteni 5 cu 20. Noi dar suntem trimiși în puterniciția lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Am să citesc și versetul 2 mai jos, căci el zice: la vremea potrivită te-am ascultat. În ziua mântuirii te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită. Iată că acum este ziua mântuirii. Câtă vreme se zice astăzi, nu vă împietriți inimile. Dacă astăzi ați auzit mesajul Evangheliei, întoarceți-vă la Dumnezeu. Ca unii care suntem în puternicița lui Dumnezeu, vă rugăm fierbinte, în numele Lui, în numele Lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Ce să facem? Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu. Lepădați-vă de păcate, lepădați-vă de viața destrăbălată sau de viața morală în aparență, dar de gânduri rele, de neiertare, de egoism, de mândrie, de curvie, de vicii și întoarceți-vă la Dumnezeu. Aruncați haina zdrămțuită a păcatului și veniți să vă dea Iisus Hristos o haină albă a neprihănirii. Pocăiți-vă de păcate. Și întoarceți-vă la Dumnezeu. Vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Dumnezeu de 2000 de ani stă cu mâna întinsă către omul păcătos și așteaptă ca omul să se întoarcă la el cu pocăință și să găsească iertarea. Am să mă întorc la pasajul cu care am început din Isaia 55.
Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape, să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el. Dacă vii la El să te împaci cu El, El nu-ți dă întâi două bice pe spate, ci zice să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el. Omul păcătos care se întoarce la Dumnezeu cu pocăință, cu părere de rău, îi cere iertare lui Dumnezeu, găsește mila lui Dumnezeu, care va avea milă la el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Nu-i frumoasă vestea bună a salvării? Nu-i frumoasă Evanghelia? Dumnezeu nu obosește să ne ierte. Domnul Iisus a plătit pentru toate păcatele noastre și Dumnezeu nu obosește zi de zi să ierte, să ierte, să ierte oameni păcătoși. Spune că e mai mare bucurie în cer pentru un om păcătos care se întoarce la Dumnezeu decât pentru 99 de oameni care n-au nevoie de pocăință. Și mă adresez celor care aud mesajul acesta și au nevoie de pocăință. Au nevoie de mântuire, au nevoie de salvare. Dacă vă întoarceți la Dumnezeu, este mare bucurie în cer. Dumnezeu nu obosește iertând. El vrea să dea iertare pentru că are milă de sufletele oamenilor. Și vrea ca niciunul să nu piară. Dumnezeu vrea ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Și de aceea Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Căci a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit mai dinainte, prin Iisus Hristos. Va veni o zi a judecății. Închizi ochii pe lumea aceasta, deschizi ochii pe lumea cealaltă și dai față în față, vei sta față în față cu Iisus Hristos ca judecător. Fiul omului n-a venit ca să judece lumea când a venit prima dată, ci ca lumea să fie mântuită prin el. Dar toată judecata a dat-o Fiului și într-o bună zi va sta pe tronul de judecător. Și atunci va judeca. Niște cărți au fost deschise, vede Ioan acest lucru. Și zice, și oamenii au fost judecați după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Mare a dat înapoi pe morții care erau în ea. Și moartea și locuința morților a fost aruncată în iazul cel veșnic, care arde cu foc și cu bucioasa, adică moartea a doua. Acolo duce pluta aceasta a căii celei largi, la pierzare, la pierzare eternă. Și Domnul Iisus spune, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Omul păcătos se duce în pierzare eternă în iad, dar există o șansă a salvării. Iisus a venit și a plătit pentru noi și astăzi, 28 ianuarie 2024, este pentru dumneavoastră ca să vă întoarceți la Dumnezeu, să vă pocăiți, să vă împăcați cu Dumnezeu, să-i cereți iertare acolo unde sunteți. Pe bancă, pe scaun, acolo unde sunteți. Sau poate sunteți la calculator, ascultați mesajul acesta. Cereți iertare lui Dumnezeu. Cereți iertare lui Dumnezeu și împăcați-vă cu Dumnezeu. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Și aș vrea dintre cei care sunt astăzi prezenți aici, dacă ați ascultat mesajul acesta și credeți că este un mesaj din partea lui Dumnezeu pentru dumneavoastră, că Dumnezeu vrea să vă dea mântuirea, dacă n-ați avut în viața dumneavoastră un moment în care v-ați întors la Dumnezeu, v-ați împăcat cu Dumnezeu și astfel n-aveți siguranța vieții veșnice, n-aveți siguranța că vă este un loc asigurat în viața veșnică, în prezența lui Dumnezeu, dacă n-aveți această siguranță că nu poți să o ai decât prin credință, decât dacă ai primit iertarea și dacă Duhul Sfânt locuiește în tine, dacă nu s-a întâmplat această realitate în viața dumneavoastră, ci trăiți în păcat, trăiți departe de Dumnezeu, trăiți după voia dumneavoastră și nu trăiți după cuvântul lui Dumnezeu, vă facem invitația în seara aceasta. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Aici unde sunteți, cereți iertare lui Dumnezeu de păcate acolo unde sunteți pe banca dumneavoastră și împăcați-vă cu Dumnezeu. Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Este o realitate. Astăzi, în 2024, Dumnezeu vrea să vă dea iertarea și viața veșnică. Pentru că de aceea a plătit Iisus Hristos. Ca astăzi să primiți viața veșnică. Dacă considerați lucrul acesta pentru dumneavoastră personal, vă rog, am vrea să ne rugăm pentru dumneavoastră. Aș vrea să veniți și să spuneți fraților, sau poate acolo unde sunteți pe bancă, gândiți-vă, rugați-vă să fie o hotărâre rațională, reală, importantă, serioasă înaintea lui Dumnezeu de a vă împăca cu Dumnezeu. De a cere iertare pentru păcate, de a renunța la păcat și de a vă hotărâ ca până la sfârșitul vieții să trăiți după cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă nu putem,
El ne ajută. Ne-a dat Duhul Sfânt care ne ajută. Poate mai cădem. Am citit copilașilor, dacă păcătuiți, avem la Tatăl Mijlocitor. Dar astăzi, pentru tot noianul de păcate pe care le-ați făcut până astăzi, puteți să veniți înaintea lui Dumnezeu. Nu la noi, nu noi dăm iertarea. Dumnezeu dă iertarea. Domnul Iisus Hristos a plătit. Dacă acolo unde sunteți pe bancă, cereți iertare lui Dumnezeu pentru păcate. Și spuneți, Doamne, iartă-mă pentru toate păcatele mele. Îți mulțumesc că ai murit și pentru mine. Când ai murit pe cruce, ai murit și pentru mine. Și moartea ta este prețul de ispășire și pentru vinovăția păcatelor mele. Cred lucrul acesta și vin să-ți cer iertare. Iartă-mă. Mă pocăiesc astăzi. Vin la tine. Vreau să mă împac cu tine. Primește-mă și pe mine. Vreau să primesc viața veșnică din partea ta. Te rog, iartă-mă. Dacă este o realitate pentru dumneavoastră lucrul acesta, vă rog, spuneți-ne și nouă ca să ne rugăm pentru dumneavoastră să vă susținem în rugăciune. El ne-a mântuit și ne-a pus împreună în Hristos, în biserica Lui. Sau dacă ascultați mesajul acesta pe internet, poate nu astăzi, 28 ianuarie 2024, poate l-ascultați peste o săptămână, peste două săptămâni, dacă Dumnezeu va îngădui, acolo unde sunteți, cereți iertare lui Dumnezeu. Și dacă vreți, căutați Biserica Izbânda, veniți, spuneți fraților, ca să vă primim în biserica noastră. Sau dacă sunteți din altă parte, departe, ca frații să vă poată îndruma la o biserică care merge după Cuvântul lui Dumnezeu, acolo în zona dumneavoastră. Ca unii care suntem împuterniciți al lui Dumnezeu, vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Astăzi este ziua mântuirii. Astăzi să fie ziua mântuirii pentru dumneavoastră. Dacă este aici în sală cineva care astăzi s-a hotărât să trăiască pentru Dumnezeu de acum încolo. Dacă astăzi s-a hotărât să se împace cu Dumnezeu, s-a hotărât să se pocăiască, să ceară iertare de toate păcatele și de azi încolo să trăiască după voia lui Dumnezeu, vă rog, veniți și spuneți fraților. Dar în primul rând, acolo unde sunteți, rugați-vă și cereți iertare. Această cerere de iertare este un eveniment important în viața dumneavoastră care schimbă macazul de la drumul spre iad la drumul spre rai, datorită jertfei care s-a dat pentru dumneavoastră. Dacă vreți cumva să ne spuneți printr-o ridicare de mână sau vreți să vă ridicați în picioare și să spuneți și eu vreau să mă împac cu Dumnezeu și de azi înainte vreau să trăiesc așa cum spune Scriptura, puteți să faceți lucrul acesta și noi ne vom bucura, ne vom ruga pentru dumneavoastră și cerul întreg se va bucura. Mesajul Evangheliei este împăcați-vă cu Dumnezeu. Iisus a murit pentru dumneavoastră și vă așteaptă Dumnezeu să vă dea iertarea pentru că are milă de dumneavoastră și nu vrea să pieriți, ci vrea să aveți viața veșnică. Amin. Amin.